Pe principiul nicio masă fără pâine, un studiu recent arată faptul că franzela, pâinea albă, pâinea feliată ambalată sunt produsele de panificație preferate ale românilor. În timp ce oamenii de la sat preferă pâinea albă, cei de la oraș cumpără cel mai des pâine din făină neagră integrală sau pâine cu semințe. Franzela și pâinea feliată ambalată sunt printre cele mai apreciate, atât în mediul rural cât și în cel urban, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Acestea sunt și produsele de panificație pentru care majoritatea celor chestionați, 85%, spun că au resimțit creșterea prețurilor anul acesta. Ce pâine preferați, albă sau neagră? Integrală. Nici albă, nici neagră, cea care are e mixtă. Intermediară. Întotdeauna este nelipsită la masă? Da, da, întotdeauna. Chiar și fructe, cu fructe uneori. Cel mai puțin apreciate produse de panificație în rândul românilor sunt ciabata și focaccia. Acestea sunt consumate de mai puțin de 40% dintre cei care au răspuns la studiul de piață. Albă, da. Feliată, întotdeauna? Feliată, da. Nici nu se poate fără pâine. Ce preferați, feliată sau nefeliată? Feliată, că cealaltă fac multe frimituri și... Neagră nu mai există. E cea cu semințe, intermediară, cam asta. Feliată sau nefeliată? Prefer nefeliată, pentru că feliată are întotdeauna ceva adaosuri ca să rămână proaspătă. Când vine vorba despre prepararea produselor de panificație, majoritatea românilor de la oraș spun că preferă să cumpere, nu să pregătească în casă. Principalele motive pentru care românii fac un drum la magazin sunt timpul și confortul. 57% dintre cei întrebați spun că pregătirea pâinii în casă durează prea mult, iar 34% că este prea complicat. Altfel stau lucrurile în mediul rural, unde aproape 40% dintre români spun că frământă și coc pâinea în bucătăria de acasă. România este cel mai mare consumator de pâine din Uniunea Europeană, consumul mediu pe cap de locuitor fiind de peste 90 de kilograme de pâine pe an în ultimii 5 ani. Fabricarea pâinii a fost cea mai mare piață din industria alimentară din 2020, conform Institutului Național de Statistică.